Coves este la ramp după declaraiile lui Daniel Morar, nu, i-amintete exact. Procurorii au aplicat protocolul sub Morar. Fostul procuror sublinierei Faldna, Daniel Morar, a declarat, pentru blogul jurnalistei Sorina Matei, ce imediat după ce i s-a adus la cună subliniere timp protocolul se.re.i.j a anuncat-o pe Laura Codruca Covesi, procuror general la acea vreme, ce nu îl va respecta, unele dintre dispoziții încălcând legea. Într-o intervenție la Europa FM, Faldna îl contrazice, susținând ce protocolul de colaborare a DNA cu SRI s-a aplicat atunci când Daniel Morar a condus DNA. Cu domnul Morar am avut mai multe convorbiri telefonice. Nu-mi doresc să intru în polemic cu dânsul. Sunt convins și a vrut să lămurească într-un anumit fel lucrurile i probabil. Nu-i le amintete exact. Protocolul care a fost semnat în 2009 cu SRI a fost aplicat în DNA. El a fost comunicat în DNA imediat după semnare. Cu aprobarea procurorului sublinierei F al direcției, s-a dispus multiplicarea sublinierei i s-a comunicat tuturor procurorilor din subordine. A fost distribuit procurorilor din subordine pentru luare la cună subliniere TINC, ulterior procurorii din subordine au aplicat acest protocol. Sunt în arhiva instituției numeroase adrese semnate chiar de către domnul Morar, adrese trimise la SRI în temeiul documentului semnat. Deci există dovezi scrise ce acest protocol s-a aplicat. Apoi, singura observație pe care a făcut-o DNA la momentul încheierii protocolului sublinierei discuțiile referitoare la acest protocol nu a vizat legalitatea protocolului, ci practic DNA dorea să aibă un protocol direct cu SRI, iar comunicarea cu SRI să nu se facă prin procurorul general, ci în mod direct. S-a constituit un grup de lucru care a elaborat un proiect de protocol. Acest proiect a fost distribuit tuturor structurilor de parchet. În 2009 lucrau cam 2500 de procurori în România. Toți au citit protocolul, au făcut observații scrise. Unele au fost chiar inserate în protocol. Acest protocol a fost aplicat de mii de magistrați timp de 7 la 8 ani de zile. Nimeni nu a făcut vreodată vreo sesizare ce ceva ar fi nelegal. Mai mult, domnul a exercitat atribuții de procuror general. Dumnealui dacă considera ce protocol nu era legal, putea oricând să-l denunce. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, a declarat Covesi. Covesi a adugat ce alte instituții au avut protocoale cu SRI înainte de 2009. Existau mai multe protocoale semnate cu SRI. Anume, un protocol semnat în 2003 între DNA și SRI, care se aplica de către DNA care a fost denunat prin acest protocol semnat în 2009, a existat și un alt protocol semnat de parchetul general ISRI, un al treilea protocol semnat de parchetul curii de apel ISRI. Deci, aveam trei protocoale anterioare 2009 semnate cu SRI.
erau secrete la acel moment, nu înțeleg de ce sunt secrete acum. Dacă acel protocol din 2009 a fost declasificat, de ce nu putem declasifica și pe cele anterioare, a spus Covesi, adugând ce protocolul din 2009 nu a fost o noutate în justiție. Cât despre protocolul FADNA a spus că protocolul era unul de cooperare instituțională, nu de colaborare, care, din punct de vedere juridic, înseamnă altceva. Nu există noțiunea de echip mixt în acest protocol, ci nu există noțiunea de colaborare, ci cooperare. Sigur ce era necesar, protocolul, NR, în 2009 erau structuri de parchet care nu aveau un reportofon, nu existau echipe de interceptare la structurile de parchet. S-a simțit nevoia de a exista un astfel de protocol și de a armoniza procedurile. Nu este vina procurorului ce la acel moment interceptările se făceau exclusiv de SRI, așa cum era stabilit de CSAT. La acel moment trebuiau găsite soluții pentru a ne îndeplini obligațiile. Acest protocol nu a dat drepturi în plus acestor două instituții, ci a vrut să creeze practici unitare, a mai spus Covesi. FADNA a susținut ce nu i-a trimis protocolul lui Traian Băsescu. Ca procuror DNA, eu nu i-am trimis acest protocol. Ca atare, nu pot să vă spun ce a cunoscut sau nu a cunoscut, pot doar să vă spun ce acest protocol nu a fost trimis președintelui în funcție la acea vreme, a spus Covesi.